Trei greșeli pe care să nu le faci când te înșală. 1. Să te faci că nu se întâmplă nimic. Așa îl ajuți, îi faci ușoară viața și cu tine și cu amanta. Îi asiguri o tranziție spre amantă ușor sau îi asiguri ambele variante, familia și amanta. Îi sunteți la dispoziție amândouă. El se trăiește pe sine fără obligații. Amanta la dispoziție, familia la dispoziție. Trebuie să oprești această paradigmă și să-l responsabilizezi, să-l atingi cu privire la obligațiile lui față de familie și copii versus el se trăiește doar pe sine. Dacă vine târziu, lipsește nopțile de acasă, îi spui feminin, casa este acolo unde este sufletul tău. Dacă sufletul tău nu mai este aici unde este familia ta și vrei o altă casă, ești liber să faci cum simți, dar aici nu se poate așa. 2. Să faci scandal, reproșuri, amenințări. Ți se va opune și va deveni ostil. Este nevoie de tărie și calm. Să te abții din a face reproșuri. Se va război cu tine. Să gestionezi situația dintr-o cale de mijloc pe care o explic în programul meu Reconnect Love, fără lupte și fără amenințări. Răul are istorie, binele nu. 3. Să faci dramă, să arăți că te rănește, să implori, să arăți suferință, să fii victimă. Victima e lovită și mai tare. Nu face asta. Oamenii lovesc și mai tare victimele. În cazul acesta, nu îți expui vulnerabilitatea și temerile. Afișezi un răspuns puternic feminin la ce se întâmplă. Tărie, calm, demnitate, putere, autocontrol, detașare și catifelare în atitudine. Nu ții ața strâns că se rupe. O ții, dar o ții larg. Mulțumesc și pe curând!